seara, dragi telespectatori! Dedicăm emisiunea de astăzi municipiului Târgu Jiu și spre bună seara invitatului de astăzi, primarul municipiului Târgu Jiu, domnul Marcel Romanescu. Bine ați venit în studioul nostru. Bună seara! Bună seara și bine v-am regăsit! Domnule primar, cum simțiți dumneavoastră pulsul orașului? Cum simțiți acest final de mandat? E, cum să vă spun, e o perioadă destul de plină de evenimente, plină de proiecte. Da. Ne mai așteaptă și o campanie electorală, cel puțin o campanie electorală, pentru că la ceea ce vedem că se întâmplă la nivel național, s-ar putea să avem mai multe genuri de alegeri în perioada următoare. Târgu Jiu este într-o fierbere continuă, determinată și de numărul de probleme pe care le întâmpinăm. Pe de altă parte, spre bucuria mea și sper ca și spre satisfacția cetățenilor din municipiul Târgu Jiu și determinată de numărul de proiecte pe care le avem de implementat în perioada următoare, imediat următoare sau o perioadă medie. Pentru că de fiecare dată m-am axat pe ceea ce este mai important, adică pe finanțarea proiectelor, pe proiectele cu finanțare europeană. Astăzi suntem la final și pot să declar că sunt mulțumit de activitatea compartimentelor care s-au implicat în găsirea unor soluții pentru finanțarea proiectelor cu finanțare europeană și vreau să fiu corect, suntem la peste 100% din ceea ce puteam finanța pe axa, pe aceste axe de finanțare 2014-2020. Cu ultimele informații pe care le-am primit săptămâna trecută, am ajuns ca peste cele 60 de milioane de euro pe care deja le-am contractat până la sfârșitul anului 2019. Urmează să mai primim încă 10 milioane de euro, proiecte pe care le-am depus, dar la care nu aveam certitudinea că va putea fi semnată contractarea în perioada următoare. Ținând cont de faptul că s-au făcut anumite echilibrări pe axele de finanțare europeană la nivel național, spre bucuria noastră, două dintre proiectele noastre, și aici mă refer la proiecte depuse, v-am spus, eligibile, dar fără finanțare, au fost prinse cu finanțare și urmează ca în perioada lunilor următoare să semnăm și aceste proiecte în valoare de 10 milioane de euro. Și aici mă refer, în primul rând, la reabilitarea școlii gimnaziale Săvoiu, Constantin Săvoiu, din Târgu Jiu, un proiect de aproximativ 2 milioane de euro, un proiect foarte important pentru noi, pentru că această sumă chiar reprezintă, are o valoare însemnată, ținând cont de faptul că bugetul municipiului Târgu Jiu pe investiții într-un an de zile este estimat undeva la 6 milioane de euro. Gândiți-vă că doar pentru acest proiect am primit sau vom primi, că urmează să semnăm acest proiect, 2 milioane de euro. Acolo, la școala Săvoiu, și am și informat conducerea școlii prin emisiunile la care am fost prezent, încerc să informez și pe părinți și pe elevi. Vom avea o nouă sală de sport, iar deasupra acestei săli de sport vom avea un amfiteatru foarte mare pentru toate evenimentele pe care școala dorește să le organizeze. Pe lângă aceste noi investiții, pentru că discutăm de refacerea în totalitate a sălii de sport de la școala Săvoiu, vorbim de reabilitarea în totalitate a celor două corpuri de clădire care sunt astăzi în școala Săvoiu. Sau, pentru cei care nu cunosc, pentru că nici eu foarte greu m-am adaptat la noile denumiri ale acestor școli, vorbesc de școala generală numărul 8, fosta școala generală numărul 8, cea din vecinătatea colegiului Tudor Vladimirescu. E o investiție foarte importantă. Sincer, ne cam luasem gândul că am putea să finanțăm și această unitate școlară pe fonduri europene, dar uite că surpriza a venit pe început de an și suntem încântați că putem să primim o astfel de finanțare. Cam toate școlile din municipiul Târgu Jiu nu există, fără excepție, și aici nu mă refer numai la școli, mă refer și la grădinițe și la creșe, în perioada ultimilor 3 ani de zile au primit finanțări substanțiale. Recunosc, cele mai multe cu finanțare pe PNDL și pe fonduri europene, aici mă refer la investițiile foarte mari, dar de fiecare dată, la sfârșitul anului, atunci când am putut să facem anumite economii după licitațiile organizate la primăria municipiului Târgu Jiu, am mai repartizat și alte sume pentru dotare
pentru amenajarea unor săli. Deci, eu cred că într-o perioadă de timp extrem de scurt, adică un an și jumătate, municipiul Târgu Jiu, cel puțin din punctul de vedere al infrastructurii școlare, nu va mai avea niciun fel de problemă. Am plecat de la această constatare, am plecat în această direcție, tocmai făcând constatarea din calitatea de părinte, înainte de a fi primar, a faptului că de foarte multe ori, și cred că încă mai sunt mici astfel de situații cum sunt cele care o să vi le prezint, părinții erau cei care veneau în întâmpinarea problemelor care apăreau în școli. Și știți foarte bine, prin asociațiile de părinți se strângeau anumite sume și de foarte multe ori investițiile care astăzi sunt suportate din bugetul local erau acoperite din aceste sume pe care părinții le adunau prin contribuție proprie, prin acele fișe de 2%, dar eu consider că trebuie să ajungem acolo unde ne și spune legea. Învățământul în România trebuie să fie gratuit. Bun, v-aș întreba acum pe dumneavoastră despre acele consumabile, pentru că tot spuneați noastră că părinții sunt cei care au venit în întâmpinarea școlii, pentru că, nu știu, așa am venit cu aceste cutume din spate, dar ce se întâmplă de acum înainte? Pentru că ați văzut, încă se mai strâng pe undeva pe la fondul clasei, mai o hârtie igienică, mai un săpun. Aceste lucruri, dumneavoastră, municipalitatea, le puteți suporta? Ce au de făcut directorii, ce au de făcut asociațiile de părinți, ce trebuie să știm noi? Prin direcția de patrimoniu, în general, se asigură sumele necesare. Pe de altă parte, astăzi vorbim de o alocare la nivelul școlii per elev. Da? Se alocă un buget din bugetul Ministerului Educației pentru fiecare școală în parte. E adevărat că dacă privim școlile din municipiul Târgu Jiu, unele sunt puțin avantajate de numărul foarte mare de elevi, altele sunt dezavantajate. Și de fiecare dată am încercat să facem echilibrările necesare, mai ales spre sfârșitul anului. Sunt școli care au nevoie de bani, sunt școli care au de fiecare dată un excedent, dar prin echilibrările care se fac la nivelul inspectoratului școlar, după aceea prin aprobarea Consiliului Local, am încercat să facem în așa fel încât școlile de periferie sau școlile mai mici ca și efective să nu aibă de suferit. Trebuie să recunosc și de aceea vă spuneam că eu sper că în perioada următorilor 2 ani de zile să nu mai avem nici astfel de probleme, că părinții contribuie în continuare pentru o imprimantă de foarte bună calitate, pentru materialele pe care doamnele învățătoare sau doamnele educatoare le folosesc în activitatea didactică, de foarte multe ori, la nivel de clasă, pentru că aici nu discutăm la nivelul asociației de părinți, ci la nivelul clasei, încă se mai contribuie. Și vreau să elimin pentru totdeauna această practică necesară. Eu sunt convins că niciun profesor, niciun director nu a folosit această metodă în interes propriu, ci tocmai în interesul desfășurării în condiții foarte bune a activității didactice, educative, da? Și nu putem să-i condamnăm. Dar trebuie să facem și să, încă o dată, să revenim la ceea ce spune legea. Învățământul este gratuit, iar părintele trebuie să-și ducă copilul la școală fără ca să se gândească în fiecare zi sau măcar o dată pe lună, domnule, ce ar trebui să-i pun eu la dispoziție învățătoarei sau ce ar trebui să facem noi ca părinți ca de fiecare dată când copilul merge la școală să aibă cele mai bune condiții, să aibă tot ceea ce are nevoie. Sunt școli unde lucrurile se desfășoară foarte bine. Sunt școli unde, din păcate, administrarea acestor sume alocate direct de la bugetul național nu sunt gestionate permanent corespunzător, pentru că asta este. Fiecare director este în primul rând un manager și trebuie să găsească soluții pentru toate problemele pe care le întâmpină. Mai mult decât atât, așa cum vă spuneam, cel puțin în ultimii 2 ani și jumătate, finanțarea, cumva participarea autorității publice locale a fost consistentă. Nu cred, încă o dată, și nu vreau, astăzi am fost, de exemplu, să văd ultima școală reabilitată din zona Bârsești. Da? La școala de la Bârsești am făcut investiții,
au fost finalizate astăzi, copiii pot să meargă în condițiile cele mai bune în acea școală gimnazială, acea școală generală. Am fost la grădinița de la Bârsești. Am fost de asemenea la liceu, la colegiul Spiru Haret. Și pe această cale, așa cum le-am și transmis părinților, îi rog să aibă toată înțelegerea necesară pentru ceea ce se întâmplă în colegiul Spiru Haret. Văzând modul cum se desfășoară lucrările, am garanția, am și avut o discuție cu constructorii pentru, de la cele două mari colegii, colegiul Tudor Vladimirescu și colegiul Spiru Haret, să demareze lucrările în această perioadă de iarnă, ca în perioada de vară să se apropie foarte mult de finalizarea acestor lucrări. Și astăzi, vizitând colegiul Spiru Haret, pot să vă spun că cel puțin societatea care execută acele lucrări este, se încadrează în totalitate în grafic. Cred, după părerea mea, a și depășit graficul de execuție. Da? Și de aceea am și discutat. O parte dintre elevii de la Spiru Haret au fost mutați în școala gimnazială numărul 11 de pe Mioriței pentru a nu se afecta activitatea didactică. Deci, clasele care astăzi sunt în reabilitare, elevii din acele clase au fost mutați la școala 11, dar este o perioadă determinată de timp. Eu sunt convins că fiecare părinte înțelege situația în care ne aflăm. Dacă ar fi intrat societățile și am fi dat ordinul de începere doar pentru perioada de vară, este clar că în cele aproximativ 3 luni de vacanță nu se puteau executa lucrările. Sunt lucrări ample și colegiul Tudor Vladimirescu și colegiul Spiru Haret beneficiază în momentul de față de o finanțare de aproximativ 2 milioane de euro. Cu reabilitarea în totalitate a sălilor de clasă, acoperișurilor celor două clădiri, cu reabilitarea laboratoarelor, cu fațadele. Deci sunt investiții foarte importante. Colegiul Tudor Vladimirescu a găsit soluție și nu va muta elevii, cel puțin din informațiile pe care le am, în alte clădiri. Colegiul Spiru Haret, împreună la înțelegere cu cei de la Inspectoratul Școlar, cu direcțiile din cadrul primăriei și cu școala 11, a mutat activitatea, mai o parte dintre activitate. Alte astfel de instituții de învățământ unde vă veți apuca de reabilitare? Sunt foarte multe dintre instituții, însă acolo unde nu am avut investiții foarte mari, reparațiile, micile reparații pe care le facem în fiecare an, le realizăm în perioada de vară. Aici pot să introduc și grădinița numărul 20, care va fi reabilitată în perioada de vară. De la 1 septembrie și această grădiniță va funcționa în condiții optime desfășurării activității didactice. Dar ne-am făcut un calcul. Investițiile foarte mari, investiții de genul colegiului Tudor Vladimirescu sau colegiului Spiru Haret sau grădinițelor care nu sunt afectate, vorbesc de grădinițele de pe Mioriței, grădinițe și creșe, Mioriței și Olari, acolo activitatea nu este perturbată pentru că acele corpuri de clădire pe care le realizăm nu afectează corpurile existente, da? Sunt cumva în prelungirea corpurilor existente și copiii pot să-și desfășoare activitatea și cadrele didactice de acolo fără niciun fel de problemă. Însă acolo unde a trebuit să intervenim pe interior, pe interiorul clădirii, am fost puși în situația ca să găsim soluții în așa fel încât activitatea didactică să nu fie perturbată. La Tudor, înțeleg că lucrurile se desfășoară pe zone foarte bine delimitate, acolo se reabilitează o parte din clase, copiii sunt mutați permanent în funcție de modul în care se execută lucrurile și eu sunt convins că și societatea care a câștigat licitația la Tudor și societatea care a câștigat licitația la Spiru Haret, amândouă societățile vor încerca ca la 1 septembrie, în mare parte, cel puțin partea de interior a acestor clădiri să arate impecabil și activitatea didactică să se desfășoare fără niciun fel de probleme. Dacă va mai rămâne ceva pe exteriorul acelor clădiri, e clar că se poate lucra și după data de 1 septembrie, pentru că nu cred că afectează în mod direct activitatea didactică. Acoperișul de la acele clădiri iară poate fi executat în perioadele în care a început activitatea la școală, însă clasele, și asta a fost rugămintea și solicitarea noastră către societățile comerciale, la data de 1 septembrie trebuie puse la dispoziția elevilor în cele mai bune condiții.
Bun. Apreciez din tot sufletul faptul că dumneavoastră v-ați îndreptat către copii, dar acest lucru nu este suficient și știți foarte bine ca tinerii noștri să rămână în municipiul Târgu Jiu. Sunt multe de făcut. Există și persoane care contorizează absolut activitatea dumneavoastră. Este un risc pe care vi l-ați asumat. Sigur, și mi-l asum în continuare. Odată ce am plecat în această direcție, mi-asum și lucrurile bune pe care le fac și lucrurile mai puțin bune, care sunt la fel de mediatizate ca și lucrurile bune pe care le fac în fiecare zi. Urmăriți dumneavoastră în fiecare zi tot ceea ce se spune, tot ceea ce nu este în regulă, ceea ce vă semnalează? În ceea ce privește activitatea din primăria municipiului Târgu Jiu și toate neregulile pe care le sesizează cetățenii, le urmăresc. Pentru că avem metode eficiente în momentul de față de comunicare. Bun. Am Facebook, am Messenger, am WhatsApp, am telefon, am mesagerie la telefon. Orice apel pe care îl primesc, orice mesaj pe care îl primesc pe toate aceste rețele de socializare, în momentul de față este contabilizat și în limita posibilităților legale și financiare de foarte multe ori, încercăm să le rezolvăm. Sunt unele dintre situațiile prezentate sau situațiile care mi se aduc la cunoștință care necesită timp. Vin cetățeni și ne spun, domnule, vrem pe o anumită stradă să introduceți canalizare sau să introduceți iluminat public sau să introduceți gaze. Da? Toate aceste probleme nu se pot rezolva de pe o zi pe alta. Avem o prioritizare a investițiilor în municipiul Târgu Jiu și dacă în 2019 așa lucrăm și e foarte bine, nu voi lucra niciodată heirupist. Adică, domnule, dacă am constatat astăzi o problemă, hai să dăm pe repede înainte să rezolvăm acea problemă fără să ne acoperim de documente. Eu am văzut care este presiunea asupra unui primar. Și mai ales de 2 ani și jumătate, toți ochii sunt îndreptați spre activitatea mea să vadă dacă în spatele activității există lacune. Și am preferat, chiar dacă lucrul acesta a presupus amânarea anumitor lucrări cu o lună, două, să mă acoper de hârtii. La câte plângeri am avut în această perioadă de 2 ani și jumătate, am încercat să fiu precaut și să fac în așa fel încât în momentul în care va ajunge o sesizare la parchet, la DNA, la poliție sau la alte instituții care pot să ne verifice, să am în spatele acestor documente, să am tot ceea ce am nevoie. Înțeleg de la dumneavoastră că vă doriți și următorul mandat de primar. Da, am și declarat că voi candida, am fost și validat de către Partidul Național Liberal din calitatea de candidat la primăria municipiului Târgu Jiu și, sincer, la momentul acesta și campania electorală, ca și această perioadă, o voi dedica doar proiectelor pe care mi le-am propus să le realizez în perioada imediat următoare și proiectelor pe care mi le doresc în perioada următorilor 4 ani de zile. În comparație cu alții, eu am spus un lucru. După următorii 4 ani, mă retrag din activitatea pe care o desfășor astăzi, pentru că este o activitate care presupune un efort din toate punctele de vedere, un efort deosebit. Și după părerea mea, dacă în 7 ani de zile nu am putut demonstra că municipiul Târgu Jiu a plecat pe o direcție foarte bună și este pe o direcție foarte bună, nici nu mai merit ca să mai pot cere votul cetățenilor municipiului Târgu Jiu. Pe de altă parte, vreau, în momentul în care voi părăsi această instituție în 2024, să ies pe ușa din față, fără ca să-mi fie rușine, de tot ceea ce am făcut în perioada celor 7 ani de zile. Recunosc, perioada celor 3 ani de zile a fost o perioadă în care a trebuit să pun bazele unor proiecte care se vor dezvolta în viitor. Pentru că era foarte ușor pentru primarul Marcel Romanescu, ca din bugetul destul de mic pe care l-am avut la dispoziție în acești 3 ani de zile, să mă ocup de borduri, de panseluțe, de mici artificii pe care le puteam să le fac în Târgu Jiu. Nu. Am spus foarte clar, indiferent ce se va întâmpla la alegerile din 2020, portofoliul de proiecte pe care îl las primăriei municipiului Târgu Jiu ne va demonstra că peste 4 ani de zile, Târgu Jiu de astăzi va suferi o transformare radicală în bine. Vreau să fac doar o singură paralelă. Bugetul municipiului Târgu Jiu astăzi, mă refer la bugetul de investiții, nu mă refer la bugetul de salarii sau la bugetul pe care l-am pentru întreținerea orașului. Bugetul de investiții se învârte undeva în jurul sumei de 6 milioane de euro. Bugetul anual. În perioada imediat următoare, perioada următoare, nu imediat următoare, că asta ar însemna perioada anului 2020, în perioada următorilor 4 ani de zile,
maxim 4 ani de zile, în municipiul Târgu Jiu vor intra prin proiecte cu finanțare europene 70 de milioane de euro. Deci bugetul municipiului Târgu Jiu pe 11 ani, și mă raportez strict la 4 ani. Deci va fi o infuzie de capital de care primăria municipiului Târgu Jiu, și nu neapărat primăria, pentru că angajații trebuie să ducă la bun sfârșit aceste proiecte pe care le-am demarat și pe care le-am semnat. Astăzi eu nu vorbesc de strategii, nu vorbesc de proiecte pe care le-am depus la ministere și la care aștept o decizie. Vorbesc de proiecte pe care, din calitatea mea de primar, le-am semnat și de care Târgu Jiu va beneficia. Urmează acea perioadă de licitație și, v-am spus, 70 de milioane de euro. Deci banii pe care primăria municipiului Târgu Jiu, dacă ar merge pe un buget de 5-6 milioane de euro, ar trebui să-i aloce în următorii 11 ani. Deci în următorii 4 ani de zile, primind prin finanțare europeană, fără ca asta să blocheze proiectele pe care le demarez pe bugetul local, da? Care sunt și ele tot la nivelul a 5-6 milioane de euro. Deci, la Târgu Jiu, lucrurile au intrat pe un drum normal și am preferat, și așa voi prefera și pe viitoarea axă de finanțare 2020-2027, ca o mare parte din potențialul angajaților din primăria municipiului Târgu Jiu să o canalizeze în această direcție, spre atragerea proiectelor cu finanțare europeană. În momentul în care te duci pe o astfel de direcție, nu mai depinzi atât de mult, nu că nu depinzi, de ceea ce guvern este la putere, dacă te iubește președintele sau dacă nu te iubește, dacă la un moment dat cei de la Consiliul Județean consideră, așa cum au considerat în ultimii 4 ani de zile, că Târgu Jiu nu este o prioritate pentru ei, atunci te-ai dus pe drumul tău, iar drumul tău este în momentul de față foarte bine stabilit cu, cum să vă spun, cu o finalitate definită. Deci, înțeleg de la dumneavoastră că sunteți extraordinar de optimist. Nu, nu am niciun motiv la momentul ăsta să fiu pesimist, mai ales că din datele pe care le deținem, am înțeles, sunt sigur că o finanțare... Sunt sigur, nu, vorbesc și din sondaje, așa, și din modul în care relaționez cu cetățenii, oamenii au înțeles că trebuie să trecem de la etapa aia gospodărească, adică a unui primar gospodar. Da, e foarte bine că un primar trebuie să fie și gospodar, adică trebuie să se ocupe de curățenia în oraș, trebuie să văruiască și bordurile, trebuie să văruiască și stâlpii, trebuie să se ocupe și de câini. De ciori? Trebuie să trecem... De ciori am un viceprimar acum. Wow. Nu știu dacă ați urmărit de două luni de zile. Da. Nu de două luni de zile, astăzi s-a împlinit o lună, scuzați-mă. Domnul viceprimar Adrian Tudor, care în 2 ani și jumătate nu și-a prea găsit, cum să vă spun, atribuțiile, nu s-a prea regăsit în atribuțiile pe care le avea, de două luni de zile are două lucruri pe care le-am delegat. Câinii și ciorile. I-a numărat, au ieșit toți? La număr? Sper că ce v-a spus? O să-mi dea, în perioada imediat următoare, o să-mi fac o informare, pentru că așa spune în dispoziția pe care de delegare, da, că este obligat și pe mine și Consiliul Local să ne informeze asupra modului în care coordonează această activitate de gestionare a câinilor fără stăpâni și a dânsul a înțeles eradicare, nu, găsirea unor soluții de eliminare a celor din Parcul Central și din celelalte parcuri din municipiul Târgu Jiu. Eu sunt convins că atâta timp cât se așteaptă în fiecare lună să primească 10.000 de lei ca salariu, va găsi la un moment dat soluții să rezolve aceste două probleme. Mai ales că în 2 ani și jumătate n-a făcut altceva decât să critique. Să spună, domnule, nu se face nimic în Târgu Jiu. Uitați că i-am dat două probleme reale ale municipiului. Știu că sunt foarte într-adevăr reale și să știți și dumneavoastră că dacă reușiți să faceți aceste lucruri, da, să eradicați, nu să eradicați, cum spuneați dumneavoastră, să eliminați. Atunci cu siguranță vor veni și turiștii. Nu, turiștii nu sunt legați în momentul de față de ciori. Deci n-au nicio legătură. Și nici de câini. Nici de câini, pentru că cel puțin în zona unde sunt opele brâncușiene, am încercat de fiecare dată să eliminăm cât putem de mult aceste fenomene. Acum. Sunt puse în valoare, domnule primar, operele lui nu Brâncuș. Nu la adevărata valoare. Ce veți face de acum înainte? Ce v-ați planificat? Trebuie să găsesc în primul rând specialiști care să se ocupe de acest lucru. Niciodată nu mi-am asumat ceea ce nu știu. Eu nu sunt... Recunosc, sunt primarul municipiului Târgu Jiu, dar pe anumite domenii
Mi-aș dori la un moment dat să am specialiști de cea mai înaltă ținută. Recunosc și o spun și în fața dumneavoastră, așa cum am spus-o de fiecare dată când a trebuit să discut de acest subiect, că primăria municipiului Târgu Jiu, astăzi prin centru Constantin Brâncuș, nu are personalul calificat care să pună în valoare opele Și brâncușene. atunci ce faceți? Vom schimba. Ce Deci veți schimba? acolo vom schimba conducerea de acolo, asta este ceea ce cred eu că se va întâmpla. Și vom încerca să aducem oameni de foarte bună calitate care să scoată la lumină inestimabila valoare a opelor Noi brâncușene. suntem un post național. Poate Sigur. telespectatorii noștri reușesc să vină cu idei. Către dumneavoastră ați văzut întotdeauna tinerii vin cu cele mai bune idei și poate oferă Întotdeauna ceva i-am ascultat. soluții. Întotdeauna i-am ascultat, dar v-am spus, coordonarea, până la urmă, trebuie făcută de oameni de specialitate. Ne dăm cu părerea. Nici eu și sunt sigur că nici dumneavoastră, la momentul ăsta, dacă ne-am pune în situația de a stabili o strategie de promovare a opelor brâncușene, nu am avea neapărat cea mai bună soluție. Aici trebuie să aduci oameni, până la urmă, nici nu trebuie neapărat să-l ai în cadrul acestui Eu cred centru că dumneavoastră, Constantin Brâncuș. dacă ați da public acest lucru, că vă doriți să vină către dumneavoastră tinerii, oamenii din România cu foarte multe idei, eu cred că Nu, nu, nu. doar de acolo ați reușit să găsiți ceva. Ascultați-mă, ascultați-mă Dar puțin. Trebuie făcută ați spus totuși de că profesioniști. faceți o schimbare. Voi Când face dumneavoastră, schimbările. când le veți În face? momentul în care voi avea majoritate în Consiliul Local, să nu uităm că de 2 ani și jumătate, Da. în Târgu Jiu, și sunt sigur că ne văd foarte mulți oameni din țară și oameni, ne urmăresc oameni care astăzi sunt consilieri locali sau primari. În Târgu Jiu este o situație, cred că nemai întâlnită la nivel național. Astăzi sunt primar al municipiului Târgu Jiu cu 4 consilieri care susțin proiectele mele din 21. Pentru cei care au lucrat în administrație, lucrul ăsta înseamnă foarte mult. Da? De fiecare dată când te duci într-o ședință de Consiliu Local, ți se oferă argumentul suprem. Nu votez proiectele primarului pentru că nu vreau. N-am găsit niciodată explicații de ce nu ești de acord cu proiectele primarului. Vreau să le aduc aminte un singur Așa. lucru. Mai ales că în unele dintre școlile din municipiul Târgu Jiu se face foarte, foarte multă politică prin oameni veniți din partidele politice, și aici mă refer la Partidul Social Democrat, care au penetrat acest sistem și care încearcă să dea o altă imagine realității. În 2017, unul dintre primele mele proiecte pe care le-am supus dezbaterii în Consiliul Local și aprobării a fost acela legat de terenul de lângă școala Ștefulescu, da? Unde eu m-am dus în fața Consiliului Local, având și bugetul în spatele acelui proiect, adică având și finanțarea necesară pentru a achiziționa terenul dintre Banca Națională și Școala Ștefulescu. Consilierii locali PSD, ALDE, PSRO, la vremea aceea mi-au respins proiectul, v-am spus, un proiect justificat, pentru că îl gândeam de atunci că și instituțiile de acolo, unitățile de învățământ, aveau nevoie de o suprafață de teren unde să-și poată instituțiile, mai mult cetățenii care veneau acolo, că erau părinți, că erau profesori, că lucrau la instituțiile de acolo, o parcare deschisă, acea parcare de 2000 de metri pătrați, mi-asigura într-un fel confortul necesar ca ulterior pe strada Geneva să folosesc cele două benzi de circulație. Consilierii aceștia, surprinzător, în ședința de vineri au respins proiectul meu, iar luni la licitație, când eu trebuia să mă duc cu o ofertă certă, aprobată de Consiliul Local, s-a prezentat o societate apropiată acelorași consilieri care a licitat și a câștigat acel teren și care astăzi a construit o clădire, până la urmă, dreptul omului de afaceri și al societății pe care o reprezintă, să construiască pe terenul respectiv ce dorește. Mai mult decât atât, am aflat cu stupoare acum 2 săptămâni că în școală, și vorbesc încă o dată de școala Ștefulescu, se tot ducea și se bătea monedă pe o suprafață de teren din curtea școlii, vorbesc de baza sportivă, care îi devenise unui cetățean din Târgu Jiu. Am luat repede, m-am gândit că poate am făcut vreo greșeală în perioada celor 2 ani și jumătate și am retrocedat cetățeanului terenul din curtea școlii. Terenul respectiv este câștigat
în instanță de cetățeanul respectiv din 1993. În 1993, ca să le aduc la cunoștință celor care mă criticau în acele ședințe, eram student la Craiova. N-aveam nici măcar calitatea de membru de partid, nu mai vorbesc calitatea de primar. Deci în 1993 i-a fost retrocedată o suprafață de teren unui cetățean în curtea acelei școli. Niciodată cetățeanul respectiv, atâta timp cât legea în momentul de față îmi dă posibilitatea de a-l despăgubi într-un fel, nu va beneficia de acea suprafață de teren, pentru că am legea de partea mea și voi face o propunere la un moment dat pentru a răscumpăra acest teren. Dar asta vreau să vă spun. Și n-aș vrea să se mai întâmple în școlile din Târgu Jiu ceea ce se întâmplă astăzi în unele dintre școli. Evitați să politizați activitatea didactică. Nu-l scoateți țapii spășitori pe Romanescu din calitate de primar în condițiile în care pot să le garantez tuturor că în 2 ani și jumătate, nu mai vorbesc de următorii 4 ani de zile, în școlile din Târgu Jiu s-au făcut investiții calculate cât s-au făcut în ultimii 28 de ani. Asta am înțeles. Da? Aș dori să vă întreb, ce se întâmplă la clubul sportiv? Este un scandal perpetu? Nu, este un scandal care s-a declanșat acum 2 ani de zile de către aceeași majoritate PSD, ALDE, PSRO, care și-a dorit la un moment dat să pună mâna pe acest club sportiv municipal. Instanța? Așa cum pusese... Instanța? Stați puțin, discutăm, ajungem și la instanță. Știm foarte bine ce s-a întâmplat, sau situația din 2017. După ce factorul de decizie politică, și aici mă refer la PSD, a desființat clubul de handbal, a desființat clubul de basket. În 2017 aceste cluburi erau un faliment. Deci nu în insolvență, în faliment. Nu mai existau. Da? Clubul de fotbal. Clubul de fotbal în 2017, când eu am devenit primarul municipiului Târgu Jiu, avea o datorie de 4,55 milioane de euro, pe niște sume pe care băieții deștepți din aceste formațiuni le rezolvaseră în așa fel încât clubul să se ducă în insolvență, iar ei să rămână cu banii. Din acel moment am stabilit foarte clar. Până nu voi avea o entitate super transparentă, știți ce înseamnă transparența? Ca omul de afaceri, și astăzi avem astfel de practici. Omul de afaceri să vină spre clubul sportiv municipal, cel înființat de noi, și să spună, domnule, vreau să particip și eu cu o sponsorizare. Clubul sportiv municipal, anul trecut, a beneficiat de sponsorizări substanțiale din partea oamenilor de afaceri din Târgu Jiu. Că unii au dorit să-și facă publicitate și să scoată în evidență faptul că au venit alături de clubul sportiv municipal, alții, de teama tot factorului de decizie politică, a spus, domnule, vă rugăm mult de tot, vă transferăm acele sume, folosiți-le în interesul sportului, dar nu vrem să ne facem publicitate. Și acum revin la subiect. Astăzi am primit motivarea de la acea hotărâre judecătorească pronunțată de Tribunalul Gorj, de o doamnă judecător din Tribunalul Gorj. Și, sincer, eu n-am înțeles nimic. Acolo, în acea motivare, mi se spunea faptul că da, e foarte bine că am organizat concursul pe lege. E foarte bine că pe lege se stabilesc anumiti pași. Adică trebuie în primul rând făcută selecția dosarelor, după aceea trebuie făcută dată proba scrisă și sau proba practică. Deci poți sau nu poți. Aici când spune și sau, da, nu spune proba de scrisă și proba practică. Și dacă totuși veți pierde procesul, ce veți face? Avem foarte multe, foarte multe modalități de a merge mai departe. Clubul sportiv, și asta este mesajul pe care trebuie să-l înțeleagă toți cei care astă seară ne urmăresc. Clubul sportiv municipal, în drumul în care a plecat, nu mai poate fi blocat de nimeni, de niciun interes material sau financiar al celor care au fost, sau de vreun alt interes al celor care ar dori să dețină funcțiile de conducere din cadrul clubului sportiv municipal. Soluția de avarie, nu vreau să mă gândesc la această soluție de avarie, va fi aceea în care eu personal îmi voi lua consilier personal pe Robert Bălăieț, pe cabinetul meu de primar, iar cel care va avea delegată activitatea de conducere până la organizarea unui eventual concurs va fi Dan Ilieș, tot un om din clubul sportiv municipal. Dar de ce trebuie să dărâmăm ceva care astăzi funcționează foarte, foarte bine?
grupele noastre de juniori, de la handbal și de la basket, pentru că asta am înființat, o parte dintre ele sunt calificate la turneele naționale. Săptămâna trecută, una din grupele de juniori de la basket a avut competiție la Târgu Jiu și în urma acelei competiții s-a calificat mai departe cu clubul similar de la Oradea. Oradea este campionă națională la basket senior, da? Cu clubul similar de la Ploiești și cu clubul similar de la București. A registrat 3 victorii. Dar noi nu discutăm înțelegeți? Aici performanța păi celor nu. Care activează acolo. Dar nici discutăm nu. Despre acuzele care sunt. Care e acuza? Păi foarte simplu. Ia spuneți-mi. Spre exemplu, consilierul noastră local, domnul Lădaru, spune așa... Nu, consilierul meu. El n-ar trebui să fie nici măcar consilierul cetățenilor din municipiul Târgu Jiu. Păi nu consilierul meu. Păi nu al dumneavoastră, este consilier local. Mi-a zis că e consilierul face parte meu. Din consilier. Eu nu recunosc un astfel de personaj în consiliul pentru local. Că... Nu-l recunosc. De ce? Păi de aia. Pentru păi că așa nu merită. Spus, așa ați spus și de, nu merită așa să spus și de directorii PSD când ați luat mandatul de primar și după aceea i-ați evaluat și ați spus că sunt în regulă. Nu. Atâta timp cât în momentul acesta o parte dintre directori, eu sunt primul primar al municipiului Târgu Jiu care am dat calificative nesatisfăcătoare. Deci la evaluarea făcută anul trecut, 3 dintre directorii din cadrul primăriei municipiului Târgu Jiu au primit calificativ nesatisfăcător. Și apoi ce s-a întâmplat? Da? O parte, unii au pierdut în instanță, gen domnul Rotaru, ceilalți ne judecăm în continuare. Vedem exact ce va spune instanța. Dar am avut curajul să iau astfel de măsuri. N-am dat calificative foarte bine la toată lumea. Am dat și bine, am dat și foarte bine. Deci am și o parte din activitatea primăriei municipiului Târgu Jiu, de care sunt foarte mulțumit, da? Și aici mă refer strict la această zonă a fondurilor europene. Cum aș putea eu vreodată în condițiile în care oamenii de acolo împreună cu direcția juridică, împreună cu direcția tehnică a reușit să atragă 70 de milioane în municipiul Târgu Jiu să le spun că nu sunt competenți? Haideți să discutăm și despre lucrurile. Păi nu, asta vă spuneam. Așa. Până la urmă, CSM-ul în momentul acesta are 250 de copii care desfășoară activitate săptămânală, care sunt legitimați la acest club. De ce trebuie să blocăm această activitate? Și cine o blochează? Consiliul local, care se opune de 3 ani de zile la toate proiectele care cred că sunt în beneficiul municipiului Târgu Jiu, și un candidat, nu-i dau numele pentru că aș face prea multă notorietate, care în urma concursului a obținut cea mai bună notă pe care am văzut-o vreodată în învățământ. Și veniți din învățământ, da? 1-0-0. Eu întotdeauna i-am spus în felul următor. Pentru mine nu va mai purta numele respectiv, va fi agent 001. Nota e invers de cum apreciez eu. Haideți că avem și multe aștept, mesaje. Aștept, cu mare drag. Trecerea la nivel cu calea ferată din zona Nomai, cartier Diana, strada Ana Ipătescu. Ce puteți corect. Face? La începutul mandatului domnului ministru al transporturilor am fost personal, cred că în primele 2 săptămâni după ce a fost instalat, să discut această problemă. Nu numai această problemă, și trecerile de cale ferată din municipiul Târgu Jiu. Și aici vorbim de strada Tudor Vladimirescu, vorbim de Ana Ipătescu, vorbim de Mărgăritarului, acele treceri de cale ferată pe care CFR-ul trebuie să ți le pună la dispoziție în condiții optime. Înainte de a ajunge ministru din guvernul PNL, am dat dispoziție poliției locale să facă toate demersurile necesare ca cei de la CFR, pentru că sunt proprietari. Deci pe tot ce înseamnă cale ferată care traversează municipiul Târgu Jiu, CFR-ul este proprietar, nu primăria municipiului Târgu Jiu. Și să-și aducă aceste treceri la cale ferată existente într-o situație foarte bună pentru cetățenii care le traversează. Mergeți în Ardeal. Asta le-am explicat la Ministerul Transporturilor. Dom'le, este inadmisibil. Oriunde mergi în țara asta, nu vorbesc în centrul municipiului Târgu Jiu sau în zona semicentrală a municipiului Târgu Jiu. Vorbesc de zone de periferie în alte localități, s-a găsit acea soluție cu acele pavele cauciucate, da? Târgu Jiu parcă este după război, cel puțin pe zona CFR-ului. Și au luat amenzi. Regionala CFR Craiova a primit amendă de la poliția locală pentru neîntreținerea acestor pasaje de cale ferată. Însă, revin la un subiect extrem rămâne. De sensibil. Păi nu, trebuie să se conformeze. În bugetul din 2020, CFR-ul, prin Ministerul Transporturilor, trebuie să asigure finanțarea necesară. Și sunt sigur că o va asigura dintr-un singur motiv. Toate aceste sume pe care poliția locală le-a trecut ca și amendă pentru
regională de căi ferate Craiova, într-o zi vor fi plătite de cei care administrează această societate. Și nu știu dacă le-ar conveni ca sute de milioane să le plătească din buzunar. Și cred că vor face eforturi. După discuția pe care am avut-o cu domnul ministru, sunt sigur că vor găsi soluții. Pentru Ana Ipătescu, acolo așteptăm să vedem exact ce se întâmplă în perioada imediat următoare. Să vedem dacă noi, ca autoritate, putem să găsim soluțiile pentru finanțarea, tot pe proiecte europene, a acestor pasaje. În condițiile noi sau CFR-ul, pentru că aici există posibilitatea ori în parteneriat să putem face acest lucru, ori fiecare dintre noi, CFR-ul sau autoritatea, să poată face aceste pasaje. Nu sunt... Sunt viabile aceste pasaje, da, că vă amintiți, da, stăteam de vorbă în alt studio de televiziune și tot auzeam de aceste pasaje prin tot municipiul Târgu Jiu. Nu, hai să discutăm un lucru. Sunt de acord că la momentul acesta pasajele pot fi realizate pe Ana Ipătescu în zona respectivă pentru cetățenii care merg spre localitatea de Nes sau pe strada Ana Ipătescu, care s-a dezvoltat, acel cartier s-a dezvoltat foarte mult. Bun. Pasajele din municipiul Târgu Jiu trebuie foarte, foarte bine gândită. Există proiect la nivelul primăriei municipiului Târgu Jiu, fiecare din aceste pasaje este evaluat undeva la 4 milioane de euro. Acum, sincer să vă spun, fără sprijin guvernamental, fără sprijin de la Consiliul Județean, doar din bugetul local, neexistând până în 2020 vreo axă de finanțare pentru aceste proiecte, nu pot, eu personal, din cei 5 milioane de euro pe care i-am pe investiții, nu pot să duc 4 milioane de euro spre un obiectiv. Deci, încă o dată, nu există colaborare între dumneavoastră, primăria municipiului Târgu Jiu, Consiliul Județean, prefectura? N-a existat niciodată colaborare. Deci, iubire nu există. N-a existat colaborare pentru că tot timpul am fost tratat ca fratele Vitreg, da? Cel care provenea dintr-o altă formațiune politică, atunci când se împărțeau banii, Târgu Jiu a beneficiat ani de zile de acelea sume pe care le primeau localități de 1500 de locuitori, de 2000 de locuitori sau 2500. Și de ce n-a Vreau să vă spun, ce spuneți? La prefectura Gorj. De care prefectura PSD Gorj? Nu vor, de care prefectură? Și de când sunteți la putere, de ce n-ați schimbat? E aceeași conducere. S-a schimbat conducerea la prefectură. De ce nu schimbați? Asta vă întreb. Păi nu, că acum suntem loviți de anumite aspecte legate de legea în vigoare. Prefectul nu poate fi schimbat un an de zile pentru că este pe mobilitate. Bun. Montarea ilegală a blocatoarelor în parcările de reședință, nu, acolo ce ne sunt două spune? Categorii. Sunt două categorii de... dispozitive instalate. Este inestetic. Nu, mergeți pe stradă puțin. Și... Nu, voi, eu nu vorbesc de stradă, eu nu vorbesc de stradă, eu conduc în fiecare zi. Și conduc în fiecare zi. Păi nu, stați să discutăm. Sunt discutăm. Sunt două aspecte total diferite. Vorbim de parcările de reședință, da, care sunt în incinta cartierului și care au fost repartizate și unde direcțiile de specialitate din cadrul primăriei au acest drept. Și-au dat un acord. Parcarea dumneavoastră, dacă aveți o parcare, nu știu, dar marea majoritate a cetățenilor știu foarte bine. Contractul este valabil 24 din 24, da? Da. Atâta timp cât parcarea, tu o plătești 24 din 24, este normal, astăzi vorbind, da, astăzi vorbind, s-o poți folosi 24 din 24, da? E o altă situație, așa, total diferită de această situație apărută în parcările de reședință, parcările pe stradă. Acolo niciodată, cei care au montat acele dispozitive, și de-aia am făcut și apel către poliția locală, n-au primit acord, pe stradă vorbind. Pe stradă. Da, acolo limitatoarele sunt montate în mod ilegal. În parcările de reședință, în incinta cartierului, da, s-au mai primit acordul dacă cetățeanul a solicitat, mergând pe regulamentul aflat în vigoare, că cetățeanul are parcare 24 din 24, sunt astfel de dispozitive montate cu acordul direcțiilor de specialitate. Dar v-am spus, trebuie să facem diferență. Acum, că fiecare cetățean la un moment dat interpretează într-un anumit fel. Însă poliția locală, în perioada imediat următoare, va verifica toate aceste dispozitive, iar cele care nu sunt montate cu respectarea legii și cu acordul primăriei municipiului Târgu Jiu trebuie ridicate. Să știți că ne mai întâlnim la emisiune, că de-abia... Sigur. Suntem în precampanie electorală. Sigur. Ia să vedem acum ce ne mai spun telespectatorii. De ce încă mai vedem activități comerciale permanente desfășurate pe domeniul de utilitate publică, mai exact pe trotuare? Nu, acolo se face un plan de fiecare dată când un cetățean solicită. Domeniul public în municipiul Târgu Jiu reprezintă cam, să zic, 50% din suprafața Aveți pe care o are municipiul Târgu Jiu. Aveți un supermarket în zona centrală, spun telespectatorii. Dacă am eu,
Nu dumneavoastră. Nu, eu nu am Un nicio exemplu. afacere. Este un exemplu, nu Deci dumneavoastră nu, personal. sunt foarte multe spații comerciale, dar întotdeauna când se autorizează o Dumneavoastră spuneți că activitate, absolut toate când se autorizează o au activitate, autorizație? dacă există anumite semnale ale cetățenilor sau informații ale Vă cetățenilor, pot scrie? dumneavoastră pot să-mi scrie Bun. sau pot să-mi sesizez la Primăria Municipiului Târgu Jiu și le pot garanta că în 30 de zile vor primi răspuns la aceste sesizări. Dar de fiecare dată când am autorizat, se vine cu un plan, se vine cu o documentație, se vine cu o schiță și dacă constatăm că nu influențează în mod vizibil activitatea dintr-o anumită zonă, le-am dat acceptul. Problema este alta. Trebuie să înțelegem în municipiul Târgu Jiu, și asta vreau să-i conștientizez pe toți cetățenii municipiului Târgu Jiu, că și cetățeanul, și societățile comerciale, vorbesc de persoane fizice și persoane juridice, trebuie să conlucreze în binele acestei unități administrativ-teritoriale. Unii plătesc impozite și taxe pe apartamente, pe locuințe, pe mașini, alții plătesc impozite și taxe pentru activitatea pe care o desfășoară. Noi, la Primăria Municipiului Târgu Jiu, alimentăm bugetul municipiului din două surse, în primul rând. Din această sursă pe care ne-o furnizează oamenii de afaceri din municipiu și nu există oraș în lumea asta care să nu își dorească să dezvolte activitățile comerciale și din taxele și impozitele pe care le plătesc cetățenii municipiului Târgu Jiu. Da? Asta îmi doresc. Să existe înțelegere între cele două categorii. E adevărat, poate ca imagine nu întotdeauna lucrurile par extrem, extrem de frumoase, dar trebuie să avem respectul cuvenit pentru oamenii care Trebuie să astăzi ne luăm la plătesc un revedere. Doar angajat, atâta vreau să vă spun. doi sau 100 de angajați. Ultima întrebare, domnul primar, vă rog. Spuneți-mi. Cine rămâne în locul dumneavoastră la Unde? primărie? Când dumneavoastră plecați în Nu, concediu. eu sunt în momentul De de acum față încolo, non-stop. permanent la Primăria Municipiului Târgu Jiu. Voi vedea în perioada următoare dacă voi fi obligat să părăsesc instituția, o voi face foarte puțin timp, în așa fel încât să pot să semnez toate documentele din Primăria Municipiului. Mulțumesc, vă mai așteptăm în Și eu studioul vă nostru. mulțumesc. Dragi telespectatori, ne luăm la revedere pe săptămâna viitoare.